Ovidiu Hoban poate fi considerat jucătorul decisiv al Petrolului. A dovedit-o încă o dată la meciul cu Astra. Hoban este cel care a scăpat echipa de o înfrângere pe teren propriu în fața Astrei. A reușit să marcheze în minutul 3 al prelungirilor după o centrare a lui Walter Fernandez. El a spus că s-a bucurat foarte mult pentru golul 10 în Liga 1, dar nu că a venit pe final, ci datorită faptului că a reușit să egaleze. Remiza contra Astrei a însemnat al 300-lea rezultat de egalitate al Petrolului în Liga 1. Lui Hoban îi pare rău pentru suporteri deoarece au creat o atmosferă fantastică și meritau victoria. El spune că nu renunță nici măcar la titlu atâta timp cât mai sunt șanse matematice, dar vor lupta și pentru Cupa României, la care Hobby a avut o contribuție majoră în acest sezon. Mijlocașul a salvat Petrolul de la eliminarea din sferturile de finală ale cupei. El a înscris la aceeași poartă ca și în campionat în prelungirile timpului regulamentar cu FC Vaslui și până la urmă galben-albaștrii s-au calificat în semifinale cu scorul de 4-2.